Dragă și stimată Nikita, ce sunt cărțile? Ce sunt cărțile pentru tine personal? Ceea ce este iarba pentru pământ, ceea ce sunt peștii pentru mare, ceea ce sunt păsările pentru aer, ceea ce sunt cuvintele de dragoste pentru om. Dar aici unde este rolul poeziei? Ce înseamnă poezie în carte? Mai înainte de a vorbi despre poezia în carte, aș vrea să încerc o observație din afara poeziei către poezie. Poezia este singura avuție pe care omul o are încă nejefuită. Până acum tot ce a avut omul a fost jefuit, poezia încă nu și-a inventat un Hitler al poeziei ca să fie jefuită de către el. Poezia este a tuturora, în toți oamenii există poezie, iar poetul este muncitorul, traducătorul umil al sentimentelor tuturora în aceste cărți tipărite. Bună oară de mine, bună oară de alții. Așa începe convorbirea numai printre poeți, printre poeții care sunt Nikita Stănescu și Adam Pustoici. Dar să continuăm această convorbire cu Nikita Stănescu despre sensul poeziei. Un volum al lui, primul, are cuvântul sensul în titlu, sensul iubirii. La noi sunt traduse și necuvintele lui Nikita, dar și acest titlu reprezintă un fel de suspiciune, un fel de suspiciune în poezie. Nici o suspiciune față de poezie. E o părere a mea mai veche și nu numai a mea, care este împărtășită și de prietenul meu, Sorin Dumitrescu, că în ceea ce privește poezia, cuvântul este numai materialul poeziei, coloarea este numai materialul picturii, linia numai materialul desenului, sunetul numai materialul cântecului. Arta cuvântului e cea mai neimportantă din meseria poetului. Kant afirma odinioară că forma este cazul sublim al gândirii și că forma perfectă atrage conținutul. Nu îndrăznesc să-l contrazic pe acest minunat filozof, dar bănuiesc că un conținut minunat, tainic și revelat atrage după sine o formă minunată și revelată. Sunt de acord, dar dintr-un alt punct de vedere, acest titlu, Necuvintele, nu cumva face parte dintr-o tendință poetică din ultimele decenii, numită antipoezie? Nu, câtuși de puțin. Cehov, după Shakespeare, primul mare autor dramatic, dacă Shakespeare era un urlet barbar, Cehov este o tăcere barbară dintre două replici. Necuvintele sunt tăcerea barbară dintre două idei sfinte. În volumul editat de editura belgradeană Rad, Starea poeziei, am dat de un fapt, de o declarație a lui Nikita Stănescu, în care el spunea, abia atunci când a scris volumul 11 elegii, el a ajuns și la simțul scrisului, la simțul poeziei. Ce înseamnă pentru Nikita Stănescu acest simț al poeziei? Nu
știu dacă am declarat exact cu aceste cuvinte, dar în tinerețele mele și mai târziu am fost un foarte mare iubitor de icoane românești pe sticlă, icoane pe sticlă. Și am fost uluit câte cine de taină sunt pictate pe icoanele noastre pe sticlă. Și deodată am văzut, când sticla era puțină și mai ruptă, cum pictorul popular scurta din cei 12 apostoli, că rămăsese numai Iisus și 2-3. 11 elegii am gândit-o ca pe o cină cea de taină. În fapt, ele sunt 12, au și o elegie intitulată Omul Fantă, care îl reprezintă pe Iuda, adică care răstoarnă tot sensul, contrazice tot sensul celor 11 elegii, iar autorul este, nu Iisus, evident, e cina cea de taină a poetului, cum s-ar spune. Sentimentul scrisului l-am avut odată și l-am părăsit. Și am să vă mărturisesc de ce am părăsit sentimentul scrisului. Prefer nopți îndelungi să gândesc versuri și după aceea să le dictez soției mele brusc. De ce? Pentru că Gutenberg a repezit toate cuvintele pe un plan. Ori cuvintele sunt în spațiu. Exact ca Niels Bohr, care a desenat schema atomului pe un plan, dar atomul este în spațiu. Cuvintele sunt spațializate. Ele nu sunt ca acestea moarte. Ele sunt vii, între mine și tine, între mine și tine, între mine și tine. Ele au viață. Ele sunt spuse, se spațializează și sunt receptate. Evident că după ce cuvântul mi-l scrie soția mea, mă uit cu ochiul rece și îl îndrept. Dar nu-l scriu cu ochiul rece, pentru că știu de 7 ori limba română, sunt poliglot de limba română și știu de 20 de ori limba poezească și am tendința de a o perfecționa, de a o face lucioasă, de a o face perfectă. Ori perfecțiunea nu are de-a face cu arta. Nu are de-a face cu arta. Am și scris odată că cubul perfect, după ce faci un cub perfect, trebuie să-i zdrobești un colț ca să se mire toți de ce ar fi perfect, de ce nu e perfect acel cub, ce perfect ar fi el dacă n-ar avea zobit un colț. Căci dacă el, zic eu acum, ar fi perfect, nimeni nu l-ar băga în seamă. Perfecțiunea nu atrage atenția. Iată lecția despre cub. Se ia o bucată de piatră, se cioplește cu o daltă de sânge, se lustruiește cu ochiul lui Homer, se răzuiește cu raze, până când cubul iese perfect. După aceea, se sărută de nenumărate ori cubul, cu gura ta, cu gura altora și mai ales cu gura infantei. După aceea, se ia un ciocan și brusc se fărâmă un colț de-al cubului. Toți, dar absolut toți zice vor, ce cub perfect ar fi fost acesta de n-ar fi avut un colț sfărâmat. Sârbă Ignatović ne-a spus nu de mult despre ultimele cărți al lui Nichita ca despre niște relicvii, un obiect care merită adorație. Ce carte este? La ce se referă? Mă refer, de fapt, la o serie de cărți recente de Nichita Stănescu, care sunt o operă comună al Nichita și, evident, a prietenului Sorin Dumitrescu, care este un mare pictor, așa cum și Nichita e un mare poet. Cele trei cărți reprezintă nu numai o idee supremă a tipografiei, ci și o posibilitate a cărții în acest timp și experiență post-Gutenberg, și ne arată cum cartea devine și un monument. Este vorba despre volumele cum sunt Epica Magna, Operele Imperfecte și Noduri și Semne. Este vorba de un poet pe care l-am cunoscut acum vreo 10 ani și atunci am înțeles că de fapt am întâlnit o personalitate unică, un om care depășește bariera limbajului. El nu se ocupă